Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! În emisie Reflector Analitic, după cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de luni, marți, joi și vineri, intrăm în casele dumneavoastră cu această ediție. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre protestul din centrul capitalei care s-a desfășurat pe parcursul zilei de ieri, despre însemnătatea lui politică și despre următoarele consecințe. Aceste aspecte, dar și altele, le vom aborda împreună cu Nicolae Pascaru, președinte Federației Voievod. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Corneliu Ciurea, analist politic. Bună seara și bine ați venit, domnule Ciurea! Bună seara! Haideți să vedem pentru început cum am putea decodifica acest mesaj politic dacă e să ne referim nemijlocit la protestul din centrul capitalei desfășurat pe parcursul zilei de ieri, domnule Ciurea. Opoziția se zice că a venit cu un mesaj către Partidul Democrat și către PSRM pentru a nu schimba sistemul electoral. Credeți că ei au fost auziți? Acest mesaj urmează să fie luat în calcul? Vom rămâne la vechiul sistem? Iată un șir de întrebări la care vă rog să medităm împreună. Da, sunt mai mulți indicatori care de obicei noi discutăm atunci când vorbim despre eficiența unei acțiuni de protest și desigur primul indicator care este cu adevărat important, chiar dacă de multe ori se minimizează importanța lui, sigur este numărul de participanți pentru ca un mesaj politic să devină auzit, să fie auzit, să înceapă să-și crească drum în mințile politicienilor, el trebuie să fie susținut de un număr destul de important de oameni. Ceea ce remarcăm este că acest meeting al opoziției, organizat de societate civilă, cum spun ei, dar la care și-a dat obolul și partidele politice, în special extraparlamentare, sigur, vedem că numărul de participanți este în descreștere față de intenții și față de numărul de participanți din anul 2016-2015. Ceea ce slăbește foarte mult mesajul opoziției și cred că este un argument în favoarea guvernării. Și, desigur, Partidul Socialiștilor, care a susținut schimbarea sistemului electoral, votul mixt. Am văzut că o parte a societății civile împreună cu, bănuiesc, cu o anumită implicare a Partidului Democrat, au organizat niște contramanifestații în câteva raioane ale țării și, de fapt, un sens, una din semnificațiile acestor contramanifestații este de a arăta opoziției că dacă mitingurile voastre mobilizează 2.000-3.000 de oameni până la 5.000 de oameni și asta se face prin o mobilizare a întregii republici, atunci mitingurile organizate de societatea civilă constructivă, spunem noi, apropiată de actuala guvernare, într-un singur raion poate să adune un număr mult mai mare de oameni. Deci, din punctul de vedere al acestui criteriu, numărul de participanți, eu cred că mesajul opoziției nu a fost auzit și nu va fi auzit. Sunt și alte criterii, dar poate le discutăm. Domnule Pascaru, la acest meeting au fost prezenți mai mulți lideri ai partidelor de opoziție, care de această dată nu au luat cuvântul, cum se obișnuia pe scenă, pentru a încuraja sau, nu știu, a saluta cei care au ieșit în piață. Viziunea dumneavoastră, de ce? Mesajul s-a epuizat? De ce nu a fost nevoie de discursuri? E o nouă formă de protest, poate? Eu cred că este o perioadă de protest care încă nu a ieșit din compania electorală, prezidențială. În mare parte, niște profesioniști poate să spuie că această perioadă este foarte rea pentru a protesta, pentru a scoate lumea în stradă. Elementar, a fost duminică, în mare parte oamenii de la țară care poate să fie mobilizați chiar din niște partide politice erau și ei implicați în diferite lucrări în câmp, studenții sunt implicați iarăși în susținerea examenilor. De fapt, este o perioadă foarte nereușită. Iarăși, mai departe, noi vedem că mesajul este unul și același care a fost și în compania electorală. Nimic nou, furtul miliardului, de fapt, care într-adevăr este o problemă, dar iarăși
este irosit acest slogan, iarăși în văzduh. În mare parte s-a cerut iarăși să fie atras atenție de societate privitor la acel vot nominal și mixt. Și iarăși este un semn întrebare, pentru că această echipă a Maia Sandu, Anastascu, ceva timp înapoi era pentru acel vot nominal, adică pentru a alege singuri deputați în Parlament. Este totuși o încurcătură de idei. Noi vedem că nici opoziția n-a putut să-și strângă rândurile sale, pentru că noi nu înțelegem cine este opoziția. Ba Mihai Ghimpu, ba opoziția este Năstas, ba Maia Sandu. Adică este o înțelegere totală, dar iarăși politicul moldovenesc, mai ales cel care încearcă să fie în opoziție, are o trăsătură foarte rea, pentru că încearcă să fie mobilizată de forțele din afară, inclusiv cu bani, cu finanțare, cu organizare, cu consilieri. Și noi vedem că aici până și merge univa neînțelegere în forțele din afară, pentru că am auzit și declarațiile ambasadorului american, că privitor Năstase și Maia Sandu tot a plecat în Statele Unite, cum a plecat și Vlad Plahotniuc. Se vede în mare parte că până și va fi o liniște de vară. Domnule Pascaro, apar aici întrebări firești. De ce trebuie să fim monitorizați de Statele Unite, nu știu, de organisme internaționale, în cazul în care cetățenii Republicii Moldova își pot determina de sine stătător soarta? Am avut alegeri parlamentare, am avut alegeri prezidențiale. Ori ăsta este cel mai democratic exercițiu. Și avem dreptate la acest subiect. La noi în Constituție este Republica Moldova, un stat suveran și independent, dar real, de fapt, eu nu cunosc poate o țară din lume care să poate fi suverană și independentă. În mare parte, noi suntem situația într-o parte a lumii, întotdeauna când vom avea o atenție deosebită față de forțele din afară. Vedem elementar că politica Republicii Moldova mult depinde de politica statelor vecine, Ucraina, Rusia, România, pentru că totuși se duce, așa, în înțelegerea mea, se duce un război în crește de pe timpul Uniunii Sovietice, care merge între Occident, între forțele ruse, și noi vedem la Chișinău toate acestea proteste care sunt înșenate în fața ambasadei ruse, chiar așa au fost niște proteste, niște scene teatrale cu sânge, cu... De fapt, se duce un spectacol, se duce o luptă geopolitică mai mult la noi în țară, de care noi nu putem profita. Nu putem profita, nu ne-am învățat noi totuși între acești ani să profităm de aceste situații. Noi vedem că ori suntem îndreptați ca armă împotriva Rusiei, ori împotriva Occidentului, și eu totuși cred că clasa politică va ajunge până la acel moment când va putea atrage efectele pozitive dintre acestea. Dar este foarte bine că putem să negociem cu Rusia, să facem acel business, putem duce mărfurile noastre, adică cât de cât este o stabilitate. Domnule Ciurea, acest protest al societății civile, așa cum a fost el numit, oare toți cei care au ieșit în piață au înțeles adevăratul mesaj pentru care optează dânsii? Și dacă ar fi tot în acest context, cel puțin ipotetic, să vorbim despre partidul în fruntea căruia este Andrei Năstase, nu credeți că dacă ar fi acces în Parlament acest sistem electoral mixt sau uninominal, ar fi fost votat fără mari probleme? Pentru că spunea și domnia sa, domnul Pascaru, că în repetate rânduri s-a discutat și viziunea lor este una contradictorie. Da. Bun, este foarte greu în condițiile actuale să înțelegi exact mesajul opoziției. Da, ei se opun introducerii sistemului mixt, dar foarte bine și colegul și dumneavoastră ați remarcat că anterior erau în favoarea acestui sistem și din această cauză există o disonanță. Nu putem înțelege ce vrea acest actor politic, opoziția extraparlamentară de dreapta, în condițiile în care își schimbă
mesajul în funcție de locul în care se află probabil domnul Plahotniuc. Stă Plahotniuc la nord, ei se merg spre sud, se mișcă spre sud, fug repede spre nord, după principiul busolei. Și eu nu cred că o asemenea atitudine politică a opoziției noastre extraparlamentare este una consistentă, una care ar putea fi apreciată de către oameni. Și din această cauză oamenii vin într-un număr din ce în ce mai mic. Aici mai apare o problemă, chiar sunt mai multe. În cele din urmă, în interiorul opoziției vedem anumite disensiuni. Pentru că, dacă l-ați pomenit de Andrei Năstase, evident că acest politician nu este de acord cu rolul minor care îi se rezervă după alegerile prezidențiale. El a înțeles la un moment dat că nu îi se rezervă decât rolul de valet al Maia Sandu, decât purtătorul de spadă și nimic mai mult. Și în aceste condiții am observat și mai multă lume a remarcat în timpul mitingului un anumit conflict care s-a iscat între Andrei Năstase și organizatorii mitingului. Organizatorii mitingului, societatea civilă, așa numită societate civilă, pentru că ea s-a implicat destul de brutal în politică, probabil joacă, ține cu Maia Sandu și această înțelegere de a nu permite accesul politicienilor la tribună este o regulă care bănuiesc că îi convine mai mult Maia Sandu, care ea are strategia asta să nu apară nicăieri, să nu spună niciun cuvânt și să culeagă la sfârșit roadele. Andrei Năstase înțelege că acest lucru nu îi convine și a insistat să îi se ofere cuvântul, chiar dacă Maia Sandu nu vrea să vorbească. La început i-a fost refuzat, apoi în cele din urmă acceptat. Și vedem aici un conflict, o luptă care se dă în interiorul acestei opoziții extraparlamentare, pentru că în mod normal, și pot să înțeleg acest lucru, Andrei Năstase nu este mulțumit cu poziția pe care o are în această ierarhie a opoziției extraparlamentare. Deocamdată nu vorbim de Renato Usată, pentru că asta este o poveste aparte. Domnule Ciurea, cine este opoziția la ora actuală? Poate e cea mai banală întrebare, dar încercăm să facem claritate, să înțeleagă și telespectatorul nostru, pentru că jocurile de pe arena politică sunt atât de schimbătoare, da, încât astăzi, spunea și domnul Pascaru, până la un moment dat credeam și PL-ul este opoziție. Până la urmă ne-am dat seama că nu e așa. În opoziție este ceea ce noi o vedem ca opoziție. Mult depinde de felul cum ne poziționăm și noi, pentru că eu, de exemplu, sunt un susținător al valorilor europene și a procesului de integrare europeană. Din punctul meu de vedere, eu sunt mult mai atent față de ceea ce face opoziția extraparlamentară, mă refer la Maia Sandu și platforma DA. Ar avea un impact mai mare din acest considerent? Sunteți mai atenți pe mișcările lor? Da, sunt mai atent pentru că noi considerăm potențiali aliați ai aripii pro-europene care se află acum la guvernare, în speță, în speță PD, dar și din această cauză, aici este interesant, întrebarea este bună, ce este opoziția? Pentru că noi vrem o anumită regoare, noi vrem să cumva această scenă politică să fie împărțită în mod clar pe criteriul cumva geopolitic. Pe de o parte pro-europene, pe de o parte pro-ruși. Și cel puțin este un avantaj al clarității. Ori vedem că această opoziție care face proteste s-a amestecat după criteriul geopolitic. Îl vedem pe Renato Usată împreună cu o opoziție pro-europeană și aici nu înțelegem. Nu înțelegem ce vrea Renato Usată, pentru că din anumite mesaje înregistrate care s-au scurs, s-au apărut, noi înțelegem un singur lucru. Renato Usată vrea să profite de această opoziție pe termen scurt și după asta să le dea cu tifla în nas. Același lucru vrea să facă și opoziția de dreapta pro-europeană, să profite de capacitatea lui Renato Usată de a duce oameni la mitinguri de protest, să creeze iluzia că ăștia sunt oamenii cauzei pro-europene și la un moment dat să-i dea un șut în fund lui Renato Usată. Deci vedem că opoziția care organizează protestele are de fapt niște intenții ascunse pe care trebuie să fie deslușite, care trebuie să fie spuse publicului. Ei vor să profite unul de altul și la sfârșit să se înfrupte din colacul puterii singuri, fără sprijinul celuilalt. Domnule Pascaru,
Aceste proteste sunt de sine stătătoare sau se desfășoară totuși sub umbrela, nu știu, a anumitor organizații internaționale, a anumitor țări, ca să nu dau nume concrete, pentru că se tot vehiculează lucrul ăsta. Există argumente să ajungem în albe acestor afirmații? La noi, Republica Moldova, când strâng mai mult de 3 oameni, de acum este un meeting organizat, pentru că oamenii nu au atâtea interese. Din mare parte este o situație mai strigătoare la cer, când oamenii se strâng pentru bani sau pentru, nu pentru idei. Ultimii ani noi vedem că la meeting totuși sunt aduși oamenii care nu sunt aprigători a unei idei oricare, dar sunt oameni care aduși de conducătorul unor partide și mai departe din teritoriu. Privitor la opoziție. Da, dar aceste vizite repetate la Washington sunt întâmplătoare? Nu sunt întâmplătoare. Privitor la opoziție, din părerea mea, este opoziție, lupta totuși este dusă dintre Partidul Socialiștilor, la moment Partidul Democraților, pentru că acea situație în care a nimerit președintele țării la Moscova în momentul când înainte de plecare cu câteva zile au fost expulzați acei ambasadori, acei diplomați ruși, într-adevăr pentru președinte a fost o problemă foarte mare și a fost o lovitură gravă dată președintelui țării. Pentru cine înțelege de fapt acest spectacol politic, pentru că domnului președinte Igor Dodon deloc nu i-a fost ușor să iasă dintre acea situație, mai ales în momentul când pe rol s-a pus acele negocieri, acel lucru de mai mulți ani, în moment când migranții noștri au niște condiții mai bune, nu sunt alungați din Rusia, când sunt deschise acelea căi a companiilor moldovenești pe piața rusă, noi vedem că a fost o lovitură. În mare parte în Moldova, de fapt, acelea lupte care sunt duse sub covor, să spunem așa, ele se vor evidenția mai târziu, undeva mai la toamnă, mai înspre alegerile parlamentare, pentru că totuși în final va ieși socialiștii și cu democrații și va fi o confruntare destul de serioasă, pentru că noi vedem la spatele președintelui este în mare parte acest vector geopolitic cum este Rusia, la spatele domnului Plohotniuc este Statele Unite. Pentru că aceasta și dă liniște la noi în țară. Și, de domnule fapt, Păscaru, se așteaptă... centru dreapta și dreapta au pierdut teren și încearcă să-l recupereze? Așa ar putea fi decodificat? Dar ei nu au lucrat. Noi vedem elementar Partidul Liberal a nimerit în coaliție cu partidele guvernamentale ultimii ani și s-au dezapreciat. A nimerit între acelea situații de diferite mașinații, probleme, da, diferite crime care au nimerit scandaluri prin primărie, inclusiv acelea mituiri a liberalilor și, de fapt, liberalii nimeresc într-o situație foarte penibilă, pentru că ei au trecut cartușul lor care putea să fie împușcat. Da. Mai departe, noi vedem Renato Sate, care încearcă, dar iarăși el vine pe o pistă falsă. Nu că falsă, dar pe o pistă care nu este înțeleasă. Ba este dintr-un grup organizat criminal, ba nu este, ba este implicat în acel caz cu Gorbunțov, ba au participat la banc, ba nu au participat. Dar este evident că el a fost consilierul domnului Vlad Filat, el a fost implicat în toate aceste machinații, acum se dă ca un lider național, ca un erou, dar de fapt, dintr-o parte, omul simplu îl privește cu suspecte. Da. Și eu cred că va pierde din imagine. Haideți să vedem cum a privit politologul Corneliu Ciurea acel filmuleț pe care l-a postat Renato Usate. Zic filmuleț în ghilimele de rigoare pentru că avea 3 ore. Da? Da, ați aflat lucruri noi? Ar putea zgudui într-un fel sau altul clasa politică? Da, eu l-am vizionat în totalitate, deși a doua parte a filmului era greu de urmărit, din cauza că am avut senzația că domnul Usate a extras. Filmul era, probabil avea o altă formă, dar din cauza acelor scurgeri de informații care au apărut în ziua de luni dimineața,
Probabil Renat Unsat a fost nevoit să extragă din acest film o bună parte, nu știu din ce cauză, și să înlocuiască cu propriile lui comentarii vis-a-vis de anumite corespondențe private. Ce a doua parte a filmului în general mi s-a părut un dezastru total, chiar dacă poate acolo erau niște informații relevante, dar felul în care domnul Usată înțelegea să o mestece și să o digere și să ne o dea nouă a fost de-a dreptul penibil. Deci domnul Usată de fapt nu făcea nimic altceva decât umplea niște viduri, acoperea niște goluri. Prima parte a filmului, care a durat cam o oră și ceva, iarăși mi s-a părut în primul rând cam lungă și din această cauză nu-mi dădeam seama care sunt lucrurile esențiale asupra cărora să atragă atenția. Cumva și da, a fost o cumva o înșelăciune făcută de domnul Usat, sau mai bine zis o manipulare voită, pentru că el a anunțat acest film ca o dezvăluire, dezvăluiri îndreptate împotriva lui Plahotniuc, dar de fapt tot filmul era dedicat lui Gorbunțov și de fapt cumva se explica de ce nu Usată era cel care a comandat acest asasinat, omor. În aceste condiții eu n-am prea înțeles sensul filmului. Și, bun, mai era încă o parte asupra căruia, cred că, ultima parte, care probabil prezenta un anumit interes, anumite cifre, anumite informații despre reprezentanții sistemului de drept. Bun, dar având în vedere ce fel de materiale erau acelea, probabil ele nu pot fi văzute ca niște probe relevante, ca niște informații care să fie luate în calcul de către sistem. Deci tu când vii și ataci sistemul de drept, trebuie să ai argumente serioase. Acolo nu erau decât niște convorbiri preluate prin intermediul scurgerilor și nu știm cât de autentice sunt aceste convorbiri între oamenii lui Gorbunțov. Deci, per total, per ansamblu, eu cred că filmul, ca valoare artistică, lasă foarte mult de dorit. Da. Ca informație furnizată despre viața și afacerile domnului Plahotniuc a fost foarte puțină informație, a fost insuficient. Iar ca așa o telenovelă despre relația dintre Usată și Gorbunțov este de privit, doar că nu cred că Gorbunțov este un personaj privit cu mult interes în Republica Moldova. Adevărat. Domnule Pascaru, dreapta Anei Guțu a devenit Partidul Unității Naționale a fostului liberal Anatol Șalaru. Aceste evenimente tocmai în contextul protestelor de ieri și acest protest al opoziției. Până la urmă s-a realizat ceea ce tot discutam și în cadrul acestui studio, de ce dreapta și până la urmă unioniștii nu fac un pas unul în alături de celălalt. În această ordine de idei vreau să vă întreb, urmează pasul Năstase Sandu? De fapt, eu cred că pe viitor totuși încearcă să disciplineze sau să uniformizeze acest sector politic. Proiectul domnului Șalaru este un proiect a PD-ului. Eu sunt sigur la 85%. Pentru că Șalaru are misiunea de a-l înlocui pe Mihai Ghimpu și de fapt noi vedem acel ciclu de evenimente care a fost. Eu cred că totuși domnul Vlad Plahotniuc vor încerca să mobilizeze partea aceasta unionistă, partea aceasta care are a lor stabil 10-15% și mai departe, dacă domnul Șalaru va avea niște tehnologii politice, avea finanțare înainte de alegeri foarte multe, chiar cu reputația sa stricată, cu trenurile care de fapt s-au distrus, s-au cheltuit foarte mulți bani, cu acelea rachete din Ministerul Apărării care au fost vândute, utilizate sau vândute ucrainenilor, el va ieși curat dintre acestea scandaluri și va lua acelea procentaje care au fost al lui Mihai Ghimpu. Și de fapt se face foarte tehnic această
această joacă. Și domnul Șalaru, el este mai fidel Partidului Liberal decât poate fi Maia Sandu sau domnul Năstas sau iarăși partidul nostru al lui Renato Satei. Renato Satei, iarăși ating acest moment pentru că este penibil situația dintr-o parte când frustrările sale personale, relațiile de dușmănie cu domnul Plohotniuc încearcă să le transforme într-o luptă politică și dintr-o parte se vede toată joaca aceasta foarte penibil, mai ales pentru oamenii care înțeleg în politică sau în politologie sau văd, așteaptă niște oameni eroi la cârma țării. Pentru că anume Satei a scos acel video când Vlad Plohotniuc la ziua lui de naștere îl felicita și îi dorea un viitor foarte bun. Cred că probabil domnul Vlad Plohotniuc pe acea perioadă nu știa că domnul Renato Satei se vede un a doilea Ștefan cel Mare și va nimeri într-o această situație. Și eu cred că acestea proiecte care de fapt ele sunt nereușite nu vor avea succes la alegerile parlamentare pentru că și poporul să mai maturizează cât de cât politic. Și văd că aceștia firiști politici, eu am în vedere pe toți care sunt, nu aduc rezultate. Domnule Pascaru, dumneavoastră ați vorbit foarte bine ceea ce se întâmplă pe conjunctură sau în conjunctura politică autohtonă. Vreau să vă întreb, pornind de la ceea ce remarcați mai devreme, epopeea cu trenurile, voi lua la bază acest termen și voi metaforic întrebându-vă, pe arena politică au existat mai multe trenuri politice. De ce în niciunul nu a urcat PNL-ul? Nici de data asta. Șalaru, ce s-a întâmplat? Oamenii... Nu mai e o locomotivă PNL-ul? PNL-ul este un eșec politic, este un proiect nerealizat, este un proiect care nu are viitor, pentru că iarăși într-acest rând care stau spre... într-acest drum spre putere nu și-au locul lor. Politicul necesită de foarte mult finanțare. În Republica Moldova este numai un om care poate să investească în politic și să scoate rezultatele. La moment este Vlad Plohotniuc, care din viziunea mea face niște lucruri profesioniste de a distruge opoziția sa. Asta este și un joc politic, dacă să înțelegem. Este un spectacol, este un lucru enorm, pentru că în decurs de 2 ani de zile se face dintr-o opoziție zero. Noi am văzut, erau foarte puternic aripa veteranilor de război din 92, mai erau acolo diferite organizații și în decurs de jumate de an nu s-a înțeles nimic dintre această opoziție. Năstas practic a rămas fără nimeni. Dar aceasta tot este o artă. De politică trebuie să te ocupi, poate mai mult ca și de business, pentru că în fiecare zi se derulează niște fenomene. Domnule Ciurea, în acest tren, nu a încăput PNL-ul sau nu a dorit să urce? Vă referiți la PNL-ul doamna Pavlicencu. Pavlicencu, iar trenul la care vă referiți, Partidul Unității Naționale. Mă referesc la Partidul Unității Naționale, Guțu și Șalaru. Pornesc de la doctrină, de asta și zic. Bun, domnul Pascaru vorbește că politicul este un lucru foarte complicat, există loc pentru gelozii, rivalități în interiorul unei anumite tabere politice. Este clar că atât PUN-ul, cât și PL-ul și PNL-ul fac parte din această tabără politică unionistă. Iată, din ea fac parte și noile aripi de tineri, care au și ei un cuvânt de spus în această dispută. Deci sunt mai mulți astăzi pe această zonă. În mod interesant, unioniștii astăzi nu există în sondaje, deci alegătorii unioniști care există în Republica Moldova, sigur că unioniștii exagerează atunci când au spun do peste 20-30%, asta potrivit sondajelor care se fac, nu știu unde, poate dincolo de Prut, dar a fost un sondaj, de altfel făcut. Ce n-a spus fac sondajele astea special? Să vadă, da. Dar totuși, un anumit procentaj, 10-15%, unioniștii îl au și
ei l-au pierdut din cauza că nu au un partid fanion spre care să-și îndrepte privirile. De asta eu nu cred că este cazul să-l acuzăm pe Plahotniuc că inventează noi proiecte politice. În primul rând, unioniștii trebuie să se reinventeze pe ei înșiși. Dar e posibil scenariul pas și da? Să imit același pas pe care l-a făcut doamna Guțu în raport cu domnul Șalaru de comasare? Dar pas cu da nu s-au comasat. Pas, păi între pas și da posibil... există o concurență. În mod interesant, doamna Guțu cu domnul Șalaru au găsit un numitor comun, s-au împăcat. Doamna Guțu s-a retras, a cedat funcția. Da, bun, da, a cedat funcția de președinte. Da. Și, dar totuși trebuie să spunem că doamna Guțu cu domnul Șalaru au făcut parte din același partid, da, și au o anumită practică de conviețuire. Doamna Pavlicenko este altă mâncare de pește, este mai veche decât dânsă în politică, are ambiții probabil mai mari și din această cauză nu a acceptat să facă pasul în direcția Punului. Domnule Ciurea, ca să revenim un pic la protest și la ceea ce s-a întâmplat ieri. Colegii noștri din media spuneau că s-a întâmplat un eveniment nu ieșit din comun pentru realitatea politică a Republicii Moldova, dar este pusă sub semnul întrebării libertatea de expresie, este pusă sub semnul întrebării libertatea de a exercita misiunea de jurnalist. Mă refer la un post privat de televiziune a cărui corespondent a fost agresat în timpul manifestărilor. Cum priviți? Eu privesc negativ acest lucru și îmi pare rău că ONG-urile de media au încercat chiar să găsească cuvinte de justificare pentru acest lucru. Încă o dată, da, se zice că acest post de televiziune era prin mulțime, mulțimea protestează împotriva lui Plahotniuc, da. Postul de televiziune aparține lui Plahotniuc în mod automat și chipurile manipulează și din această cauză. Sau s-a pierdut controlul asupra mulțimei, poate. Era justificat. Dar eu nu cred că era un mare control asupra lor. Oamenii au venit să protesteze, dar care aici este problema și ce putem să reproșăm ONG-urilor de media și organizatorilor mitingurilor de protest. Deci înșiși organizatorii mitingului au creat aceste mesaje ostile, agresive, care incită lumea. Acum ei se dau la o parte și spun, noi vrem mitinguri pașnici, noi am venit aici să protestăm pașnic. Ei i-am scăpat un pic de sub control, dar pentru că ei sunt foarte supărați și noi nu putem să-i controlăm. De altfel, asta este un mesaj mai vechi al lor, încă în 2016-2015, noi vrem să-i oprim pe oameni, dar ei sunt foarte furioși. Ei, organizatorii mitingului trebuie să-și dea seama că ei sunt responsabili de organizarea mitingului, de buna desfășurare a acestui miting. Ei au semnat petiția și ei poartă toată răspunderea pentru ca mitingul să se desfășoare în condiții optime. Faptul că oamenii pe care tu i-ai incitat prin discursuri agresive și violente lovesc sau doresc să lovească niște jurnaliști, este opera ta. Tu trebuie să-ți dai seama de acest lucru și cel puțin să faci anumite declarații. De exemplu, la începutul mitingului, să spui, oameni buni, jurnaliștii nu sunt dușmanii noștri, polițiștii nu sunt dușmanii noștri, eu am venit aici la datorie. Da, securiștii nu sunt dușmanii noștri, că am văzut că unii tot la acest miting tot detectau. Erau niște oameni care filmau și întrebau, dar cine ești? Dar eu plec mâine în Marea Britanie și vreau să arăt. Nu, nici ei toți sunt la datorie, ei au toți un interes comun ca mitingul să se desfășoare bine, să nu fie provocatori, să nu există instigare și în aceste condiții și protestatarii trebuie să coopereze. Faptul că ei se dau la niște acțiuni violente, nu este comilfo, nu este bine, este sancționabil și este păcat că ONG-urile de media, în loc să spună acest lucru foarte clar, din contră găsesc justificări pentru asta. Domnule Pascaru, pentru un ziarist, este periculos ca să mediatizeze un eveniment dacă nu este de coloratura politică respectivă? Așa ar trebui să înțelegem ceea ce s-a întâmplat ieri? Nu este periculos, într-a doilea rând, văzând ce s-a întâmplat, nici aceasta nu este o situație foarte critică și jurnaliștii trebuie să înțeleagă că sunt niște elemente care se manipulează. Dar organizatorii, iarăși, trebuie să înțeleagă că jurnaliștii sunt poate unii și oameni care
poate să le transmită mesajul mai departe. Da, eu înțeleg că fiecare televiziune poate și are o politică sa, editorială. Dar mare parte jurnaliști sunt oameni care sunt, care văd, care au niște cujite interioare. Ei poate mai bine sunt acest lucru și la momentul potrivit ei vor se vor deschide, vor ata, vor scrie despre aceste evenimente. De fapt, eu am văzut mai multe persoane care au încercat să iei cuvânt la acestea proteste, dar mi se pare că unica personalitate care am văzut cu vocație cât de cât politic, socială, care poate să atragă atenție, a fost domnul Gribincea. În mare parte au fost niște indivizi prin prejur care sunt disânflați, sunt niște indivizi care noi vedem în istoriile sale de încercări politice nimerite prin diferite scandaluri, prin diferite situații foarte neplăcute. Și nu aveau vocație politică, încă două de acestea proteste și noi nu mai avem opoziție între această țară. Pentru că oamenii sunt obosiți de critică anti-Plahotniuc, Plahotniuc, anti-Plahotniuc. Oamenii vor niște idei creatoare, niște idei care să încearcă să aducă folos Republicii Moldova, chiar să inspire poporul Republicii Moldova. Că nu mai este noi, nu îl avem numai pe Plahotniuc în Republica Moldova, care cu acest mesaj să încearcă să vii toți la putere. Și nu vor putea să vii la putere, pentru că mare parte Pascaru, este o... Pornind de la ceea ce s-a întâmplat ieri, mă refer la ziariști, doar domnul Cando și-a cerut scuze prin intermediul unei rețele de socializare și a condamnat până la urmă ce s-a întâmplat. De ce ceilalți actori politici au luat apa în gură? Trebuie de condamnat aceste situații ca pe viitor să nu se mai întâmple. Un jurnalist are dreptul să-i implice în toate aceste evenimente, în situații de proteste, în diferite cercetări care sunt, pentru că iarăși presa este puterea a patra în stat. Noi avem mulți jurnaliști care, mare parte, dacă țineți minte, aceea problemă cu miliardul a scos-o iară jurnaliștii. Noi am aflat ce s-a întâmplat cu acel miliard și multe fenomene politice, anume jurnalismul, încearcă să-l aducă ca să fie transparent. Și totuși, mulți se spune că presa este cumpărată, că televiziunile sunt cumpărate, dar nu este corect, pentru că este totuși presă și televiziune alternative, care dacă e de studiat, dacă e de privit, poate de găsit un adevăr sau de găsit un tablou politic, de găsit, de văzut care este problema la noi Republica Moldova. Dar cea mai mare problemă Republica Moldova suntem noi cetățenii, care suntem indiferenți față de sectorul politic, față de cel economic, față de tot ce este și se întâmplă în țară. Domnule Ciurea, atunci când eșuează tentativa de organizare a unui protest, de regulă se spune că a intervenit guvernarea și până la urmă a împiedicat oamenii să ajungă la acest protest. Lucru similar s-a întâmplat și ieri. Există motive să credem, pentru că la începutul acestei emisiuni dumneavoastră făceați referire la cifre. Cifrele sunt destul de discutabile până la urmă. În calitate de ziarist pregătindu-mă pentru această emisiune, am găsit de la 2 până la 8.000 de participanți au participat la... Sau de la oameni au participat la acest eveniment. Se împiedică să ajungă lumea la proteste? Da, în primul rând, dumneavoastră ați spus că vorbim despre un protest eșuat. Eu nu consider că protestul opoziției a eșuat. Eu am spus doar că numărul este în descreștere. Este un criteriu important pentru a evalua succesul. Poate nu a fost un succes, după cum au vrut și-au dorit organizatorii. Însă faptul că lumea și-a expus în continuare anumite pretenții, multe dintre ele legitime, față de unele acțiuni ale guvernării, de exemplu miliardul furat, da, se dorește recuperarea banilor și acest lucru, eu nu știu cât de clar au formulat ei în timpul protestului acest mesaj, dar multe lucruri sunt ok. Bun, mitingul era împotriva schimbării sistemului electoral. Aici eu am un alt punct de vedere, dar accept dreptul opoziției să formuleze această idee, să rămână la... E dreptul lor și dacă eu au venit și și-au spus punctul de vedere, este ok. Dar sigur, în primul rând, nu au fost suficient de mulți. Al doilea lucru, cu aceste ei în permanență vorbesc despre faptul că multe autobuze au fost oprite, nu s-a permis accesul protestatarilor la
la acest meeting, dar niciodată încă n-am văzut o filmare, clar. Toată lumea are telefoane. Bine, ei pot să filmeze tot ce doriți, inclusiv scenele intime din dormitoare. Dar iată un lucru foarte clar. Atunci când un polițist îți blochează acces, spune mai departe, nu treceți, acest lucru... Câteva secunde îți transmite, de exemplu, organizatorul. N-am văzut. Deci aici ei sunt mai puțin. Deși trebuie să cunoaștem cu toții și sunt sigur că telespectatorii știu că acest gen de mesaje se folosesc la toate mitingurile pentru a mobiliza mulțimea sau oamenii protestatari care sunt prezenți în fața vorbitorilor și pentru a ridica tensiunea mitingului se fac asemenea gen de declarații. Doar că, iată, aici este remarca mea care am făcut-o anterior. Înșiși organizatorii ridică prea mult temperatura mitingului și din această cauză avem asemenea efecte colaterale neplăcute, precum acțiuni violente ale protestatarilor împotriva jurnaliștilor. Și acest lucru este provocat de vorbitori atunci când ei spun că am fost opriți, că puterea ne blochează, fără a arăta nimic, fără a arăta niciun film, iar oamenii cred vorbitorilor. Și Alexandru Pânzare a negat de fapt aceste lucruri. Șeful Inspectoratului General de Poliție a zis că nu s-a... Eu nu cred că au fost mari acțiuni. Pot să vă spun unde au apărut probleme. Totuși, numărul de autobuze, autocare este limitat în Republica Moldova. Dacă s-au organizat 3 acțiuni paralele cu mitingul în Ialoveni, Cahul și Râșcani, sau Iedineț, atunci, evident că multe autobuze au mers în direcția asta și poate nu le-au ajuns astora. Asta putea fi o problemă, dar asta este o problemă normală, adică ea există, trebuie să fie mai debat și să închirieze autobuzele mai din timp. Eu încerc să fabulez, pentru că eu nu știu exact care a fost problema. Domnule Pascaru, credeți în faptul că se interzice oamenilor să ajungă la proteste? Credeți în faptul că autobuzele au fost oprite? Nu cred. Mult s-a făcut în anii aceștia ca să liniștească spiritul poporului. Noi vedem aproape 30 judecători sunt închiși până acum. Noi vedem primarul general, care de fapt este o problemă acestui municipiu Chișinău, este iarăși la arest domiciliu. Noi vedem mulți funcționari de acum sunt care în pușcărie, care la arest domiciliu, și asta totuși undeva scapă această presiune a protestului popular din Republica Moldova. Și oamenii nu sunt chiar... Ei, în mare parte, eu aud și vorbesc cu lumea la țară și mulți spun, ei, lasă să fie Plahotniuc, dacă n-ați fi el, ați fi altul, dar tot ați fi ca Plahotniuc, în mare parte. Și nu este încă acel grad care de explozie, pentru că de fapt, chiar și acest furt a miliardului s-a făcut până într-atât de tehnic că nu se poate găsi vinovatul. Noi vedem, cel mai interesant, a fost pus într-o situație penibilă comisarii europeni care, de fapt, monitorizau Republica Moldova. Tapiola s-a dus ca iepurile acelea fără coadă. Nu a dus niște argumente concrete. Unde sunt banii? Cine a furat banii? Care sunt tranzacțiile. Noi vedem Crolul, care de fapt este o organizație internațională, cât de cât cu autoritate. Tot este o problemă. Noi vedem președintele țării care el insistă, iarăși, mai fie o cercetare. Noi vedem președintele țării care în mare parte din foarte multă lume îl simpatizează și îl vede proiector a viitorului Republicii Moldova. Domnul Pascaru, avem un minut în cadrul acestei emisiuni. Vreau cel puțin o întrebare să vă adresez. Republica Moldova are Transnistria, o zonă pe care nu putem controla până la urmă. Modificarea unui sistem electoral poate duce la evenimente gen din Georgia și Ucraina? Lucrurile sunt comparabile pentru că și acolo avem zone necontrolate. Unica... E aceasta o problemă care ar putea scoate oamenii să protesteze în stradă? O spus odată Bașcanul Găgăuziei frumosal că Găgăuzia și Transnistria nu este un iacuri, o ancoră a Moldovei, dar poate să fie două aripi ca să ridice imaginea Republicii Moldova, inclusiv economia, politică și așa mai departe. Eu totuși cred că acel sistem mix are unicul argument pozitiv, implicarea politicului din partea stânga Nistru, din Tiraspol, în sectorul politic a Republicii Moldova. Unicul argument. Pentru că noi am văzut această
încercare de a se implica când au votat pentru președintele țării Igor Dodon mulți cetățeni din partea stânga Nistrului. În mare parte atunci noi am văzut că chiar eu singur mă bucuram că oamenii și încearcă să implice cât de cât să menții situația politică la noi în țară. Și eu cred că acest sistem mixt poate să aducă o favoare, poate temporal, de 4 ani, pe urmă se va schimba într-un alt sistem. Dar acum, la un moment, eu cred, sincer, cred că poate să apropie malurile Nistrului. Domnule Pascaru, domnule Ciurea, eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua cele puse astăzi în dezbatere. Estimații telespectatori, a fost Reflector Analitic. În numele întregii echipe, vă doresc o seară bună alături de noi.